Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Urmăriți știri și evenimente locale. Săptămâna aceasta am fost pentru dumneavoastră în mijlocul elevilor de la Școala Generală numărul 4, în cadrul unor festivități organizate cu prilejul zilelor școlii. Care sunt manifestările pe care le-ați gândit împreună cu colectivul pe care îl conduceți pentru zilele Școlii Generale 4? În primul rând există două categorii de activități. Activități comune pe care le desfășoară, să spunem, întreaga școală și activități la nivelul fiecărei clase. Activitățile la nivelul clasei înseamnă ziua porților deschise, respectiv părinții participă la anumite ore, în special matematica și limba română. Cam acestea au fost cererile părinților. Serbări, întâlniri cu părinții, în sensul că fiecare diriginte sau învățător încearcă să dea o, să zicem, rezolvare așa personală zilelor școlii, astfel încât să creeze o legătură mai strânsă între părinți și școală și să creeze ideea de, să zicem, sărbătoarea școlii. La nivelul activităților școlii, ziua de luni a debutat cu activități ale claselor a 8-a, care sunt clase terminale, o activitate extrem de reușită cu părinții. Marți am avut deschiderea oficială a Centrului Documentare și Informare cu participarea oficialităților locale și a reprezentanților inspectoratului școlar. Miercuri, astăzi, în continuare, prezentarea tuturor proiectelor care s-au derulat timp de un an în școala noastră, prezentare de asemenea împreună cu părinții. Activitatea de joi constă într-o serbare la Casa de Cultură, în care pentru prima dată școala noastră va încerca să prezinte un program mai amplu. Vineri, de 1 iunie, vom avea o întâlnire cu părinții de la grădiniță, respectiv grupa mare și învățătorii claselor întâi, iar la orele prânzului ne gândim să facem o discotecă în aer liber, care va fi în întregime organizată și condusă de un părinte al nostru, domnul Ianovici. Școala noastră are un istoric al ei, are un istoric care se împletește și cu colegiul tehnic. Școala datează din secolul XVIII, construcția actuală din 1910, școala de sine stătătoare după reforma învățământului va împlini vreo 50 de ani. Deci, zilele acestea vreau să spun că nu sunt legate de o anumită dată din istoria școlii. Noi le-am pur și simplu le-am inventat, să spunem așa, ca să creăm la sfârșitul anului posibilitatea de a arăta și rezultatele dintr-un an școlar și de a apropia părinții puțin de noi și comunitatea locală, să spunem. Am văzut că invitații de la Centrul de Documentare aveau un oarecare interes pentru revista școlii. Ce îmi spuneți despre această revistă? Revista școlii are deja mai mulți ani de apariție. Noi știm așa pe căi mai puțin oficiale că am fi luat un loc foarte bun, nu putem să-l spunem până când nu avem confirmarea oficială și ar fi o participare națională. Revista este coordonată de doamna Anfimov, Cristina, în fiecare an s-au înregistrat progrese extraordinare și dacă s-ar confirma zvonul legat de premiul care îl știm noi, ar fi un lucru extraordinar. Este o revistă care cuprinde realizările, este caleidoscop, o revistă caleidoscop, realizările tuturor elevilor din școală, a profesorilor, a părinților. Noi zicem că este un progres extraordinar cu revista și dacă aș putea să mai fac o paranteză legat de reviste, mai avem două reviste în acest an. Clasa 1, Step by Step, a scos o revistă 100 de zile, 100 de pași și clasa 5, o revistă Eco Bucovina și încă o revistă Eco 4 Junior, scoasă pe baza proiectului Eco Școala. Centru de Documentare și Informare. Dacă lăsăm numai la nivelul de documentare și informare, părerea mea este că vom comite o mare greșeală.
cu ce ne documentăm, cu ce ne informăm, trebuie să știm și să folosim. Adică trebuie să-i facem pe acești copii să judece. Trebuie să-i facem să folosească această informație sau, mai bine spus, îmbinând diverse informații din diverse locuri ca să-l încât să se ajungă la un anume rezultat. Eu spun că acest lucru să fie locul unde se realizeze acele conexiuni interdisciplinare care de obicei nu le putem realiza la clasă. Sau le putem realiza într-o măsură extrem de mică. De altfel, am completat pe una din fișele pe care am primit-o aici, exact acest lucru. În același timp, sper că o să fie locul unde se va face schimb de idei. Schimb de idei între elevi și elevi, profesor și profesor, elevi și profesor și, la urma urmei, între oricine și oricine. Activitatea se numește Târg de Carte și face parte din proiectul O Carte pentru Școala Mea, care s-a derulat în acest an școlar la școala noastră. La activitate au participat elevi de la 3 școli, de la școala noastră, din clasa 5A, de la școala 3, din Rădăuți, îndrumați de doamna profesoară Vera Huc, și de la școala 9 Ion Creangă, din Suceava, îndrumați de doamna profesoară Paicu Elena. Activitatea a avut mai multe etape. Primele etape s-au desfășurat la clasă, copiii s-au constituit în mai multe echipe, au ales niște cărți, le-au citit, au făcut posterele care se văd aici și apoi au avut de prezentat posterele, în așa fel încât să ne convingă pe noi și pe colegi să citească cărțile respective. Deci au fost mai multe etape, mai multe premii instituite, deci premiile pentru cea mai bună prezentare orală pentru școala 4 Rădăuți, la școala 3 din Rădăuți, deci au primit premiu pentru varietatea cărților prezentate, iar cei de la școala Ion Creangă pentru postere, au postere foarte colorate, foarte frumoase. Cum s-a ajuns ca dintr-o sală atelier mizerabilă să aveți unul dintre cele mai bune centre de documentare și informare din județul Suceava? S-a ajuns numai și numai prin nominalizarea făcută de inspectorat. Astăzi ducea spus el un inspector general că a făcut propuneri mai multor școli, trebuia să nominalizeze 2 școli și doamna directoare din vară, doamna Chelba Mirela, a răspuns pozitiv. Câți bani s-au cheltuit? Deci 400 milioane rol sunt banii ministerului, 50 milioane rol ai primăriei și foarte multe sute milioane rol din finanțarea ministerului. Cine a fost constructorul? Mega Construct. Este firma rădăuțeană care a câștigat întreg proiectul, deci el nu este divizat, este un proiect întreg câștigat. În ansamblul proiectului ați modernizat și sala de sport și se intenționează construcția unei grădini botanice? Da, grădina botanică nu este legată de finanțarea aceasta a ministerului. Noi am participat la un, să spunem că în prima etapă cu banii ne-a favorizat inspectoratul și ministerul. Banii cu grădina botanică, trebuie să spunem, am câștigat singuri. Deci am participat la un proiect lansat de minister, un programul de granturi pentru dezvoltare școlară, la care au participat peste 2000 de școli din țară și peste 100 din județ. Noi am venit cu această propunere, grădina botanică, și am câștigat acest grant. El este de 13.000 de euro și va începe derularea lui după ce semnăm contractul, în luna iunie. Deci dacă rădăuțenii se mândresc că au un parc zoo, în curând vor avea și o grădină botanică? Da, suntem obligați acum să avem, pentru că tot ce am scris în proiect, suntem obligați să și aplicăm.
Există spațiu pentru o grădină botanică? Da, sigur că există. Noi am dat acolo absolut suprafața aleilor, suprafața spațiului, spațiu de joacă pentru copii. Deci nu ne jucăm nici cu spațiu de joacă. Sunt totuși 500 de copii care trebuie să circule pe aleile acelea. Dacă ele nu sunt suficient de late sau de... Sigur că se ajunge la alte efecte. Noi am dorit, practic, și Ministerul înțelege asta, că o grădină botanică va fi în sensul în care ea avea mai multe sectoare. Va fi coordonată științific ca o grădină. În rest, înseamnă estetizarea școlii, înseamnă un comportament ecologic, că până la urmă acesta este scopul. Să îngrijim și să sigur, copiii noștri vor avea un alt comportament. Ne gândim mai. Să fim iubiți de mulți, ne dăm unule părinte, curate simțăminte și sufletele pline de bucurii senine. În dimineața zilei de 29.05.2007, la PTF Siret s-a prezentat pentru a intra în țară cetățeanul ucrainean Nicola S., care conducea un automarfar marca Mercedes înmatriculat în Ucraina. La controlul efectuat de polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali, asupra mijlocului de transport, s-au descoperit ascunse, imediat sustrageri de la controlul vamal, într-un perete fals al remorcii, 85.000 de pachete de țigări de proveniență ucraineană, 50.000 de pachete de țigări marca Ronson și 35.000 de pachete de țigări marca Saint George. Întrebat de proveniența țigărilor, șoferul a declarat că nu avea cunoștință de existența lor și a locașului de ascundere, el având doar sarcina de a ajunge la o firmă din București pentru a încărca marfă. Întreaga cantitate de țigări, cu valoare în vamă de 224.760 RON, a fost reținută de către organul vamal, iar conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 8.000 de RON. Pentru părinții ai căror copii au împlinit vârsta de înscriere la grădiniță, la Biblioteca Tudor Flundor a avut loc bursa locurilor în grădiniță, o ofertă completă a instituțiilor preșcolare din oraș. Ca în fiecare an, în luna mai, în cadrul programului educațional Zilele Porților Deschise, la Rădăuți se desfășoară, dintre celelalte activități, și bursa locurilor în grădinițe. Prilej în care părinții iau cunoștință cu locațiile și cu colectivele de educatoare, cu activitatea care se desfășoară în cele grădinițe pe care le avem la nivel de municipiu. Și, bineînțeles, pot să-și înscrie pentru anul următor școlar copiii. Noi, de regulă, înscriem în ultimii ani într-o anumită perioadă, la finele anului școlar, pentru a vedea în toamnă ce grupe avem și de ce vârste. Astăzi a venit rândul din nou a bursei locurilor în grădinițe. Prima parte s-au prezentat ofertele grădinițelor cu program normal și ca să nu fie o trecere așa bruscă, am prezentat astăzi și oferta grădinițe cu program prelungit, care a fost înființată anul trecut în locația fostei creșe. Grădinițele cu program normal au cam 400 de locuri, per total oraș vorbesc, deci nu numai într-una. Grupele sunt normal cu maxim 20 de copii, dar nu putem să avem numai 20 de copii, de regulă depășește cifra asta. La fel, același fenomen se întâmplă și la grădinițele cu program prelungit. În continuare, se va prezenta oferta grădinița cu program prelungit Prichindelu, adică numărul 2, care are locație nouă, unde este școala sportivă. Și
Nu în ultimul rând, va fi și grădinița cu program prelungit, numărul 3000 cuprins, care va încheia această manifestare și cu un moment închinat zilei de 1 iunie pentru mâine. În speranța că reușim să satisfacem nevoile părinților, noi oricum vom desfășura anual această activitate pentru a ne face, în primul rând, cunoscut rădăuțelile. Să rămânem în momentele ce urmează alături de cei mici. Din noi anul de manifestări organizate cu prilejul zilei de 1 iunie, merită să menționăm acțiunea organizată de tinerii pelediști. Aceștia au ținut să marcheze Ziua Internațională a Copilului printr-o acțiune caritabilă, în care au oferit un număr de 70 de cadouri unor copii nevoiași. În afară de vizita pelediștilor, în mijlocul câtorva familii, pachetele cu dulciuri și jucării au mai fost oferite și copiilor de la grădinița Pinocchio. Chiar dacă cei mici nu înțeleg semnificația politică a literelor PLD, pentru ei dulciurile au același gust și jucăriile provoacă aceeași bucurie. Ziua copilului! Da? Și ați sărbătorit? Da! Noi v-am adus și la fiecare. Propunem. Mulțumesc! Tare sau zic? Cu această ocazie a Zilei Copilului, ne bucurăm foarte mult că am adus niște zâmbete pe buzele acestor copii. Sperăm să ne urmeze toată lumea acest exemplu și sperăm să mai fie aceste fel de acțiuni în viitor. Acum un an s-a sfințit locul și s-a luat prima cazma de pământ de pe terenul de lângă primărie, unde firma Schweihofer și-a propus să construiască un hotel. Austriecii s-au ținut de cuvânt, derulând o investiție de 6 milioane de euro și ridicând o clădire cu 5 etaje, ce va purta numele Gerald's Hotel. Săptămâna aceasta, după o slujbă de sfințire oficiată de reprezentanții Bisericii Ortodoxe și Catolice, oficiali ai Consiliului Județean și Administrației Locale au tăiat panglica de inaugurare a noului hotel rădăuțean, inaugurând totodată cele 40 de locuri de muncă nou create. Bună ziua, să vă ajute! Maica Domnului să vă arăt, să aveți spor în tot. Ne bucurăm de invitați, ne bucurăm de prezentați. Bazați mănăstirea Bogdana, ca să mă zicem. Ideea a venit deschiderea primăriei municipiului care era în sarcina care trebuia să găsim locația, a fost mare. S-au suprapus într-un fel și peste dorința domnului primar de a avea hotel, mai mult decât de a avea o investiție mai mare în zonă, pentru că investiția mare era un fel ipotetică. Nu prea credea nimeni atunci că se poate face. Și avem un hotel care poate să facă parte din infrastructura turistică a județului, care încet, încet, sperăm noi să ajungă la standarde care ne trebuie nouă. Îmi place să constat că prezența autorităților județene, a celor locale și a presei la nivel de vârf, face să constatăm că se apreciază momentul de astăzi, că se apreciază că în municipiul Rădăuț sau că municipiul Rădăuț și-a înnobilat zestrea edilitară cu acest frumos hotel. Eu aș fi de părere că acest hotel, pe lângă, eu știu, elementul de arhitectură deosebit, va avea și niște reguli de la care va trebui să învățăm mulți, poate. Niște reguli austriece, niște reguli nemțești. Noi am conviețuit de-a lungul timpului cu oameni de această nație și urmele civilizației din acea vreme au mai rămas și până astăzi. Construcția hotelului a durat doar un an și a însumat o investiție de peste 6 milioane de euro, creând 40 de locuri sau peste 40 de locuri de muncă. Hotelul se află într-o zonă liniștită din centrul orașului Rădăuț, după cum vedeți, și pune oaspeților la dispoziție următoarele dotări.
Este vorba despre 100 de camere, din care 10 sunt apartamente, cu un total de 200 de locuri de cazare. Camerele dispun toate de aer condiționat, televiziune prin cablu și satelit. Toate sunt dotate cu minibar și seifuri electronice, telefon cu linie directă și conexiune internet în toată clădirea. De asemenea, avem și o sală fitness pe care o punem la dispoziția oaspeților noștri, două săli de conferință modulare cu până la 100 de locuri și instalații moderne de sunet și lumini. Acestea permițând sălilor să funcționeze atât independent cât și ca una mare. De asemenea, restaurantul are peste 100 de locuri și avem o bucătărie internațională și, bineînțeles, specialități austriece. În plus, vă punem la dispoziție un lounge bar care se va numi The Best Bar in Town. Trebuie să menționăm și faptul că acest The Gerald's Hotel, cum îl vom numi, aparține grupului de firme austriece Schweighofer, care a construit în Sebeș, în anul 2003, o modernă fabrică de cherestea, care are acum 650 de angajați, iar în continuare, firma noastră investește încă 105 milioane de euro în amenajarea unei alte fabrici de cherestea lângă Rădăuți, după cum bine știți. Fabrica va avea o capacitate de tăiere anuală de peste 1 milion de metri cubi și va crea peste 500 de locuri noi de muncă. Producția acesteia va începe la sfârșitul acestui an. Cât costă o cameră? Care sunt prețurile practicate pentru restaurant? În viitorul foarte apropiat vor avea loc la Rădăuți zilele municipiului și știu că s-au purtat deja discuții la nivel de primărie pentru o eventuală cooperare între acest hotel și zilele municipiului. Este vorba de o cameră single, 85 de euro, camera dublă, 95 de euro. Un apartament pentru o singură persoană, 110 euro, iar un apartament în care vor fi cazate două persoane, 125 de euro. De micul dejun este plus. Deci, atenție, acestea nu sunt în momentul în care o agenție de turism vine sau un autocar sau un grup, bineînțeles, se va da. Deci, prețurile care sunt afișate la recepție, cine care vine. Deci, am discutat cu domnul primar acest aspect. Și i-am promis că îi vom pune la dispoziție aceste două săli de conferință în care ne aflăm pentru primirea oaspeților care nu sunt din Rădăuți. Acesta a fost și tema persoanei care vin din Mexic. În funcție de disponibilul pe care noi îl vom avea, vom oferi primăriei și un anumit număr de camere. Va participa Austria cu ceva la aceste zile? Cu berea tradițională, cu dansuri, cu ceva particular? Berea, nu suntem partenerii ideali de discuție pentru că cei care dețin o fabrică de bere sunt ei. Ne-am gândit eventual am putea contribui cu o grupă de cu o fanfară austriacă, dar și pe alte teme a fost abordat și urmează să ne hotărâm în zilele următoare în ce mai. Un reportaj scandalos vis-a-vis de poluarea atmosferică a unei întreprinderi. Știți mai bine ca mine, da? Ce spuneți populației în acest sens? Nu avem nimic de a face cu această firmă. Suntem două firme total diferite față de... Deci fabrica despre care menționați dumneavoastră înainte din Sebeș a fost construită de către o firmă italiană și de-a lungul anilor această companie italiană nu a investit suficient în tehnologie. De 2 ani de zile sunt o mulțime de discuții pe subiectul ăsta cu Clonoșpan. Au fost o multitudine de discuții, dar nu am informații suficiente să știu, să vă pot spune ce vor investi sau care sunt normele pe care trebuie să le respecte. Construită total într-un mod total diferit. Egar investește. The same facility or the same equipment what is usual in Austria or Germany. Același echipament, aceeași facilități care sunt făcute în Austria, care sunt construite în Austria sau Germania și fabrica Egar este construită de Banca Europeană de Investiții. Yeah. Atunci când ei finanțează un proiect, nu fac decât în conformitate cu normele europene. And...
Colegiul Tehnic Rădăuț a organizat un concurs de proiecte cu tema Aparțin Colegiului Tehnic, Colegiul Tehnic îmi aparține. Demarată în decembrie, realizarea proiectelor a presupus ca după alegerea unei teme să se parcurgă o succesiune de etape, stimulându-se astfel munca în echipă, întărirea colectivului, creșterea abilităților de comunicare și prezentare. Vineri, în prezența profesorilor îndrumători, echipele participante la concurs au susținut proiectele realizate, iar juriul a cântărit cu imparțialitate și a decis în cele din urmă cine sunt cei mai buni, câștigătorii fiind premiați cu o excursie. Am inițiat un proiect matcă care se va fi finalizat cu ca un puzzle, respectiv totalitatea tuturor proiectelor clasice. Genericul acestui proiect este Aparțin Colegiului Tehnic, Colegiul Tehnic îmi aparține. Cine a propus cu acest proiect, respectiv obiectivul general? Este vorba de proiectarea imaginii pozitive a școlii noastre în conștiința fiecărui elev. Cum putem realiza acestea? Adică obiectivele operaționale, prin activități propuse de elevi și desfășurate împreună cu diriginte. Aceste activități vizează diverse domenii, cultural, artistic, tehnic, științific, ecologic, civic și așa mai departe. Ce și-a propus, de fapt, comisia aceasta de proiecte structurale? Prin demararea acestui, acestui proiect. În primul rând, am dorit să dezvoltăm sentimentul de apartenență al unui grup față de o entitate. Mai explicitez, e vorba de apartenența profesorilor și a elevilor la Colegiul Tehnic. Este important acest moment, pentru că este momentul în care vom finaliza activitatea demarată în luna decembrie. Nu să reușim noi să facem ca bandă, dar aș vrea să vă spun două vorbe. Nu-mi dau seama cât reprezintă aceste diplome pentru dumneavoastră, însă participarea, implicarea în ceea ce se numește realizarea unui proiect, cred că este cel mai mare câștig care se poate realiza, cum a spus și doamna profesoară în deschidere. Cred că toți ați avut de câștigat, ați învățat ceva, ați învățat cum ar trebui, ați învățat unde se greșește. În orice caz, sincer, vă felicităm pe toți și vă mulțumim că ați venit cu... V-ați implicat, ați făcut niște eforturi care negreșit vă vor fi răsplătite cândva. Ca să nu vă mai țin în tensiune, o să prezentăm cele trei premii. Premiul 3 se acordă colectivului clasei a 12-a B. Premiul 2 se acordă colectivului clasei 10C. Și premiul 1 colectivului clasei a 10-a. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și în această săptămână vă reținem atenția cu ședința Consiliului Local a Municipiului Rădăuți. Se află astăzi în studioul televiziunii Rădăuți domnii consilieri
Dr. Eugen Melnic, bine ați venit în studioul televiziunii Răduți. Bine v-am găsit, salutări tuturor rădăuțenilor. Și domnul consilier Costel Gala. Mulțumim pentru invitație, mulțumim telespectatorilor noastre, pentru că aveți emisiunea cea mai, cu audiența cea mai mare. Mulțumesc. Și mă bucur să fiu invitat în această emisiune. De obicei spun partid la putere, partid în opoziție. Plecat dintr-un partid rămas independent, rămas într-un partid, dar care a evoluat de nu mai știi, este la putere sau în opoziție, am evitat să mai spun acest lucru, pentru că, în esență, amândoi sunteți, de fapt, în slujba cetățeanului. Cred că aveți dreptate. Intrăm într-o ordine de zi a unei ședințe cu 22 de puncte pe ordinea de zi, o ședință foarte grea, dar condusă foarte abil de către domnul dr. Eugen Melnic. O ședință care am crezut că va dura mult mai mult. Nu vom reține atenția telespectatorilor decât cu punctele care sunt de maximă importanță și privesc directa implicare a cetățeanului. Ședința a debutat cu un proiect de hotărâre privind încheierea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2006. Următoarele două puncte pe care le-au discutat aleșii dumneavoastră aduc în discuția lor piața municipiului Rădăuți. Se știe că hala de carne a municipiului Rădăuți este într-o renovare din anumite motive. Care sunt aceste motive și ce stipulează cele două puncte pe care le-ați aprobat astăzi? Conform și normelor europene în care încercăm să ne încadrăm mai încet sau mai repede, și în hala de carne a fost necesară o reamenajare, o renovare, o reamenajare de fapt, cu respectarea serviciilor și traseelor proprii unei asemenea locații pentru deservirea cetățeanului rădăuțean. Practic e vorba de vânzarea cărnii la butuc, ce o poate face doar un singur cetățean în piață sau o singură asociație familială sau cum o fi, și produse de carmangerie tradiționale pe care le vor vinde doar două asociații, respectiv Asociația Buliga și Rotaru din Rădăuți. Ce norme au trebuit făcute? Cred că știți mai bine, domnul Galam. Normele europene le-au stabilit Comitatea Europeană, fiind transmise până la nivel local de Direcția Sanitară Veterinară, care trebuie să aibă niște circuite, trebuie să dețină vestiare, eu știu, locuri, camere frigorifice și alte condiții care trebuie să îndeplinească, circuite, să nu se întâlnească clientul cu sistemul de alimentare, cu carne și alte produse, igiena respectivă, și trebuie niște metri pătrați și suprafață și dependențe. Deci în acea societate care o, sau mai bine zis, acele societăți care au solicitat și care au fost, bineînțeles, și agrementate Direcția Sanitară Veterinară, au schițat și au făcut în o, știu, o plașă, un, o plașă și un proiect care a fost aprobat și ceea ce au făcut până acum și ceea ce s-au angajat să facă cel care a concesionat, va concesiona, bineînțeles, acea suprafață, acea hală de carne, va respecta și vom avea, va respecta normele europene și vom avea o hală de carne, probabil că după cum s-au angajat și cred că așa va fi și în final, cea mai frumoasă hală de carne cu îndeplinirea normelor europene din județul Suceava. S-a spus domnul Avram, respectiv cel care este singurul îndreptățit să vândă carne la butuc în piața municipală din autorizat. Trebuie să avem încredere până una alta în angajamentul pe care l-a făcut, că și-a făcut un angajament față de propria lui persoană și față de consilier și automat față de oraș. Domnul președinte, să mulțumesc la toți consilierii care au avut încredere în mine. Cei care nu au avut, le voi demonstra că va fi cea mai modernă hală de carne din județ. Dacă ați aprobat cele două proiecte, dacă vor fi norme noi, dacă va fi totul modern, dacă va fi frumos privitor la vânzarea cărnii, doamna Magdalena Cenușă ne-a vorbit puțin despre modificarea organigramei și statutului de funcții pentru piață și obor, respectiv de asistenții sanitari veterinari și medici din piață, de dreptul la control și faptul că două persoane de acolo trebuiau să fie scoase din organigramă. Noi am avut marți o ședință și s-a spus că se așteaptă o derogare de la minister. Au dreptul să vină, piața este liberă. Deci ni se impune la femei ca să aibă ceva care îi la niște acti și toate se pot face, pentru că sunt foarte mulți țărani care trăiesc din piață, deci din vânzarea produselor de la casă.
Deci s-a pus problema la Rădăuți, noi s-a anunțat administrația pieții, pentru că suntem prinsi și noi acolo în Orbicon pentru reducerea costului noastre, dar e vorba de tot județul. Deci toți asistenții din județ, de la control alimente, licențe, Vierc, Suceava, Grahomorul, sunt plătiți de primării din 2001, deci nu a fost hotărârea noastră, a fost hotărârea direcției. Deci nu știu mai multe detalii să vă dau. Deci nu este numai problema Rădăuțului, am înțeles că nu sunt bani. Dar medicul, în fișa postului, face inspecție, nu face asistență. De când piața rămâne în continuare, până pe 18 iulie, deci până se fac alte modificări, rămâne sau se va rămâne și în continuare. Probabil s-au grăbit inițiatorii de proiect să reducă cele două posturi de asistent veterinar până la clarificarea celorlalte probleme. Și a revenit domnul primar la suspendare sau reducerea postului celor două posturi de asistent veterinar. Deci, în prima fază, inițiatorul proiectului a solicitat reducerea organigramei cu 5 persoane. Ulterior, din discuțiile purtate și analizele care s-au avut în cadrul Consiliului Local, s-au hotărât ca cele două persoane de asistent sanitar să rămână în funcție până câteva luni, până la clarificarea cine va face acel control pentru, la produsele alimentare. Pentru că totuși trebuie să fie verificate ca să știm condițiile care sunt, le putem consuma și dacă corespund de genul sanitar. Domnul consilier, au aprobat în continuare concesionarea terenului în suprafață de 19,6 metri pătrați, situat în Aleea Primăverii numărul 1, bloc 19. Către cine s-a... E vorba de restaurantul antic, care, a cărui cerere a fost aprobată în ședința trecută. De data asta, numai prețul de concesionare fiind aprobat. Ați luat în continuare în discuție o cerere a comunității Evreiești, o solicitare de a cumpăra spațiul din Aleea Primăverii în care aceștia funcționează într-un imobil al primăriei și stau acolo cu chirie. Din câte am înțeles, nu s-a aprobat. Nu s-a aprobat, printre argumente fiind și acelea că comunitatea evreilor din Rădăuți dispune de foarte multe spații pe care ar putea să le amenajeze în pentru folosință proprie. În folosul propriu, pentru ca să-și rezolve problemele comunității respective. În al doilea rând, fiind așa o lipsă mare de spații, consilierii nu au fost de acord ca primăria să cedeze un spațiu care ar fi o familie, sigur, de care ar beneficia o familie. Consiliul Local administrează domeniul public și privat al localității. În cazul doamna la comunitate s-ar putea da în chirie un spațiu mai mic și acolo să devină spațiu locativ. Am înțeles că, de fapt, ei uzează de o lege care le-ar crea anumite facilități dacă ar avea un statut politic. Dacă ar fi, de pildă, un partid politic. Ori, de vreme ce e vorba doar de o comunitate evreiască, care între noi, fie spus și telespectatorii care ne privesc, mai numără doar câțiva membri la nivelul municipiului Rădăuți, acest lucru va fi negat în orice instanță. Din ce am înțeles, existând în Parlament un reprezentant a comunității evreiești, domnul Vain, dumnealor au încercat să beneficieze de prezența domniei sale și să preia acest spațiu la un preț pe care îl au sediile partidilor politice. Ori ne fiind vorba de un partid politic, situația nu s-a pus în discuție. Mergem mai departe cu discuțiile dumneavoastră din ședință, pentru că ați aprobat un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2007. Au mai venit ceva bani la buget? În permanență se spune că o să vină, lucru care ne bucură și ne dă speranță că în toate proiectele pe care le are primăria o să se execute parte din ele. Din păcate, în același timp, aflăm că din sume pe care știm că ar exista în bugetul local au mai dispărut niște fonduri. Oricum, problema asta este problema cea mai acută pentru oraș, nu numai pentru Rădăuți, fiindcă sunt foarte, foarte multe necesități și, din păcate, resursele bugetare sunt foarte mici. Cred că nu este greu să drămuiești banul puțin pe care îl ai, ci mai greu este
să faci rost de alți bani la buget. Și tocmai asta ați făcut discutând punctul următor, în care ați aprobat modificarea prețului de vânzare prin licitație publică pentru niște suprafețe de teren din municipiul Rădăuț. Cred că domnul Galan ar putea răspunde mai bine, fiindcă este da. Urbanist. Ce se întâmplă? Modificarea de prețuri este vorba de niște spații care sunt într-o stare de avansată degradare și parte din spații respective s-au suplimentat prețurile, iar parte din ele s-au redus, pentru că s-au aflat la vânzare, nu s-au putut vinde și s-au reevaluat. Practic, luând un spațiu cu altul, prețul final rămâne tot cu același, în medie. Altele s-au scumpit, altele s-au redus. Deci, dar să-și poate găsi cumpărături. Rămâne același. Domnii consilieri au stabilit în proședința anterioară că parcarea din centrul orașului trebuie să coste cam 5 lei, iar parcarea din parcarea publică din centrul orașului trebuie să coste 1 leu și 50. A fost la un moment dat și o greșeală, s-au taxat invers aceste spații de parcare, ba chiar au fost și pancartele de parcare montate invers. S-a revenit și astăzi, ați luat acea hotărâre din 14 decembrie și ați modificat-o. De ce? S-a constatat că încasează cam greu suma de 5 lei noi, respectiv 50.000 lei vechi, pentru o oră de parcare. Și în cazul ăsta, pentru o fluidizare mai rapidă, inițiatorul de proiect a hotărât ca să fie prețul de 22 lei pe oră pentru parcarea în centru. Și în cazul ăsta probabil că o să fie și o liniște pentru cel care taxează și cel care trebuie să plătească acea oră care staționează acolo. Asta până când se va modifica parcarea la nivelul municipiului Rădăuț și va arăta mai civilizat, precum este deja în alte orașe. Da, asta este o perioadă mai scurtă pentru să încercăm și modalitatea asta, că poate să fie o liniște și o civilizație în parcare. S-a mai discutat eventual și marcarea locului de parcare, să nu se treacă în diferite poziții, să încape cât mai multe mașini pe o suprafață mai mică. Eventual, pe viitor, cred că o să trebuiască să descoperim și alte locuri de parcare. Așa, după cum spunea și primarul municipiului, trebuie să ne bucurăm că trăim într-o zonă care lumea are ceva bănuț și fiecare își deplasează cu propria mașină și locurile sunt insuficiente, întrucât mașini sunt suficiente multe rădăuți. Suntem bogați, avem prea multe mașini. Da. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2008. Cred că, spre deosebire de invitații mei, cel mai bine urmărim ce s-a discutat direct în sala de ședințe, pentru că explicațiile vin chiar de la directorul Costel Boliacu. Legislația în vigoare spune în felul următor. Nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anii 2007, 2008 și 2009 se vor stabili avându-se în vedere nivelurile stabilite pentru anul 2007. Deci exact cum a fost impozitul pentru anul ăsta, trebuie să fie și pentru anul viitor. E posibilitatea de creștere de 20%. Corect, dar nu descredere. Dar nu domnii consilieri au luat în atenție un proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata impozitelor și taxelor locale. Un proiect care, din păcate sau din nefericire, este mereu pe ordinea de zi a ședințelor. Eu m-am obișnuit deja să spun proiectul sărăciei, pentru că numai sărăcia împinge pe vieții oameni să apeleze la aceste facilități. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a suprafeței de 32 metri pătrați de teren, aparținând domeniului privat al municipiului, situat în strada Piața Unirii, numărul 67, în vederea extinderii activității societăților SC Hard Electronics, inițiat de domnul consilier Petru Nicuță. Pentru a treia oară se discută că tipografia Hard Electronics dorește să-și extindă activitatea, dar pentru a treia oară abia s-a aprobat. Dacă în precedentele solicitări au fost anumite rețineri din partea colegilor, de data asta, cel puțin eu, am fost bucuros că în unanimitate acest proiect a fost aprobat. De ce spun treaba asta? Orașul a avut nevoie și a avut tipografii cu foarte mulți ani în urmă. În momentul de față este absolut necesară. Iar în momentul ăsta, spațiul și utilizarea lui este total
impropriu pentru necesitățile care vor fi în anii viitori și pentru ambițiile administratorului acestei societăți. Nu s-a modificat, deci, legea. N-a intervenit o modificare de la celelalte două hotărâri când consilierii colegii dumneavoastră au spus nu. Și s-a modificat părerea și mentalitatea lor. Așa de mult am insistat, omul ăsta, că trebuie să ia problemă, să nu mai vedem de aici. Așa vreau să cred. La acest punct, la ședințele din urmă, când am mai fost pus pe ordinea de zi, m-am împotrivit și acum pot să spun că am votat pentru. Motivul care este? Între acea perioadă nici nu era delimitată zona între vecini. Mă refer societățile care desfășoară activitatea în cadrul acelei curți. La ora actuală s-a delimitat, deci cel care a mai avut de cumpărat a fost îndreptat să-și cumpere o suprafață de teren care a venit la clădirea respectivă din fața tipografiei și l-a definitivat. Vecinul din dreapta cu geamul care venea, proiecția, s-a înțeles, deci s-a evitat orice scandal. Și în cazul ăsta când am constatat că a venit o înțelegere între vecini și noi am trebuit să fim de acord să-și construiască, că nu deranjează pe nimeni. Întotdeauna când facem o facilitate la una dintre cetățeni, trebuie să ne gândim să nu-i punem într-o dușmanie pe viață cu ceilalți. Când am văzut că s-au înțeles și nu sunt probleme, am spus, domnule, cu plăcere să-și facă... Probabil că din același raționament ați amânat punctul următor, privitor la amplasarea unor panouri publicitare în piața centrală. Ați vrut ca să nu existe litigii și... Da, mai sunt vreo două puncte care le vom discuta în următoarele minute. Tot din motivul ăsta l-am amânat, pentru că în piața centrală au fost mai multe tentative de a se construi un hotel, s-au amânat, s-au renunțat, iar s-au pus pe ordine de zi, iar noi în cadrul urbanismului am solicitat o societate care, adică am solicitat public și nu s-au participat la licitație și au câștigat cineva licitație, o societate pentru modernizare și sistematizarea pieței centrale, iar după ce va prezenta proiectul, cum vede proiectantul, cum va fi piața respectivă, după aia vom găsi locul de amplasare al acelor panouri publicitare și alte construcții care cineva dorește, dacă se va putea construi sau unde se va putea construi. Întrucât acum, dacă îi concesionez pentru orice societate un panou publicitar care este destul de mare, pe vreo 4-5 metri pătrați, poate să deranjeze proiectul celui care urmează ca să-l facă, bineînțeles, pentru tot cetățenii de urmă. Și după aia nu mai poți să-l muți panoul publicitar, că este în mijlocul cupeții sau mai... Tot din același raționament ați amânat și solicitarea care ați avut-o pentru caietul de sarcini și organizarea licitației pentru concesionarea terenului de lângă CEC, 300 de metri pătrați? Același motiv. Deci trebuie să știm, la o ședință precedentă am discutat și despre un chioșc, așa zis, în fața poștii centrale, care la fel trebuie să o solicitat concesionarea acestui proiect de chioșc. Și am spus, nu, domnule, trebuie să fac o sistematizare a pieței, să vedem dacă acel chioșc își mai are rol acolo, dacă un panou publicitar la fel, după care vom vedea proiectul cum arată pus pe hârtie și vedem ce putem realiza și în realitate. Să nu ne grăbim să plantăm niște construcții care pot să deranjeze ulterior. Fără licitație publică ați aprobat concesionarea unei suprafețe de 17,6 metri pătrați teren aparținând domeniului privat al municipiului în strada Bogdan Vodă, numărul 15. Este vorba de un apartament care va deveni cabinet medical, situat la parter. Intrarea este prin curtea interioară, ca să spun așa, a blocului, deci pe partea cealaltă, nu spre stradă, amplasarea este pentru crearea unei rampe pentru persoanele handicapate, așa încât nici unul dintre consilieri. Personal mă bucur foarte mult când crește numărul de cabinete medicale, având în vedere starea de sănătate a națiunii. Foarte bine ar fi dacă relația număr de medici și număr de pacienți ar fi în beneficiu celor de-al doilea. Pentru asta cred că trebuie să mai avem răbdare. Se va mai construi un bloc în Rădăuț, prin aprobarea consilierilor, în strada Dimitrie Onciu, numărul 7. Blocul va fi construit de către SC Dusting Electronics SRL și va avea o înălțime de parter plus 4 etaje. În continuare, s-a mai discutat despre o hotărâre privind înscrierea municipiului Rădăuț la concursul dintre unitățile administrativ-teritoriale din județul Suceava, unde de obicei Rădăuț a luat locuri fruntașe, pentru că se spune că ar fi unul dintre cele mai frumoase orașe din județ. S-a mai aprobat ca o stradă să se numească Austria. Legătura dintre drumul județean 178B și cele două construcții a firmelor
Holz Industries, Schweighofer și Egon România. Am fost de acord pentru că, așa după cum știm fiecare, investiția respectivă sau investițiile, e vorba de două fabrici deocamdată, probabil că o să mărmeze și alte construcții, alte investiții pe, în zona respectivă. Investitorii până în prezent sunt austrieci, întrucât fiecare trebuie să avem o adresă, că acum după sistemele de navigație trebuie să-i pui strada și număr și nu poți să spui drum județean în câmp între satul mare și asta. Deci suprafața respectivă și strada respectivă care s-a votat astăzi cu denumirea propunerii care s-a avut de investitor respectiv, este pe domeniul municipiului Rădăuți și conform legii, Consiliul Local poate să hotărască despre stradă, denumire și alte... Bun. Deci s-a aprobat să numește strada Austria. Strada Austria. Domnul doctor, ne știrbește cu ceva identitatea națională faptul că se numește strada Austria sau să răstorn altfel întrebarea? Credeți că dacă România ar fi muncit în Austria, ar fi vrut cineva să construiască o stradă care se numească Mahalaua Românească? Poate nu-i prea frumos termenul ultim, Mahalaua Românească, dar eu cred că e îndreptățit fiecare, atunci când e departe de casă, să aibă o pretenție minimă, minimă spun eu, dacă acolo muncesc austrieci. Dacă... Vor munci români în viitor, pentru că ei doar construiesc și pleacă. Construiesc și probabil că o să-i și pregătească pe români. Bun, și după aia rămân români acolo. E bine, fiindcă pentru totdeauna o să rămână întipărit în mintea celor care asistă la construcții. O să lucreze acolo. Că austrieșii au venit după ani din nou și n-au lăsat urme rele. Lăsați-mă să citesc. Menținerea identității se face în toate locurile și prin atribuirea denumirii românești localităților, instituțiilor, străzilor și eventual evenimentelor de o anumită anvergură. Propunem ca această stradă să se numească strada Constantin Praci. Născut în comuna Margine la 12 mai 1926, Constantin Praci a urmat cursuri secundare la Liceul Eudoxiu Gruzache, Facultate de Silvicultură la Câmpul Lung Moldovenesc și a absolvit-o cu diplomă de medic. Am transmis proiectul de hotărâre la Prefectura Județului Suceava și ne-a trimis avizul, semnat de către profesor Dr. Mihai Popescu, Aurel Burci, Universitatea Ștefan cel Mare, conferențiar Ioan Iosif Ștefan cel Mare, profesor Pavel Blaj, directorul Centrului de Conservare și Valorificare a Creației Populare și profesorul Mihai Spânu, șeful secției etnografice a Complexului Muzeal Bucovina. Și se specifică. Comisia de atribuire de denumiri a județului Suceava, analizând conținutul proiectului de hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Rădăuți, județul Suceava, privind atribuirii denumirii de strada Austria pentru strada situată din Traviana municipiului Rădăuți, care face legătura între DG178B și fabricile firmelor Holz Industrie Schweighofer și Lege România, precum și expunerea de motive a primarului municipiului Rădăuți, s-a pronunțat în unanimitate pentru avizarea favorabilă a propunerii din proiectul de hotărâre. Dar niciunul din cei care i-a citat domeniile voastre nu este nici în domeniul silviculturii, nici în domeniul bio, nici al ecologiei. Bun. A doua. O întrebare pentru mine. Dacă Comisia Județeană hotărăște și asta și cealaltă, mie pentru ce mi-acordați indemnizații de consilier? Cred că ar fi normal ca să aprobăm proiectul cum a fost propus inițiatorul. Ați mai discutat un proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri și acțiuni gospodărești pentru anul 2007. S-a vorbit foarte mult despre ce se va face în municipiul Rădăuți, despre unde se vor monta semafoare, urgențe fiind în strada 1 mai, semafoare de intersecții cu Putne, da? O urgență și, cealaltă lângă internatul de la Hurmuzac. Așa. S-a mai spus că se poate rezolva problema de la intersecția 1 mai cu strada Putne cu un sens giratoriu, care ar fi mai economic și mai fluidizant pentru circulație. S-a revenit asupra unei idei mai vechi în discuția consilierilor de a se monta acele denivelări rutiere
în zona școlilor și unităților de învățământ. Lucru care se pare că va demara în perioada imediat următoare. Multe s-au pus pe hârtie și puține probabil se vor face și explicația va fi, ca de fiecare dată, lipsa fondurilor. Vedeți, eu sunt de părere că atunci când îți propui multe, reușești să faci mult. Îți propui puțin, reușești să faci puțin. Și aș lega proiectul ăsta de proiectul de înscriere a municipiului Rădăuți. Eu cred că înscrierea municipiului Rădăuți din nou în concursul dintre unitățile înseamnă și un imbolt, un ajutor în a te autodepăși pentru realizarea încă o dată. A cât se poate realiza, fiindcă trebuie să scrie mult pe hârtie, ne propunem fel de fel lucruri, dar suntem conștienți toți că nu se pot realiza. La programul ăsta de măsuri și acțiuni gospodărești pentru anul 2007, care l-ați aprobat și l-ați votat la jumătatea anului 2007, cât a contribuit administrativul și cât a contribuit Consiliul Local? Administrativul încearcă să facă proiectul la propunerea Consiliului Local, pentru că Consiliul Local sunt trimiși de cetățeni și fiecare din zonele care am fost votați, am fost aleși, cunoaștem nevoile cetățenilor, le propunem, s-a încheiat prezentul material cu prioritățile care trebuie să le avem pe 2007 și aici avem ca să... programul și asta a fost tot și de anul trecut pentru primul trimestru, al doilea trimestru în 2007, care parte din ele s-au făcut, s-au reparat șoselele care se vede destul central în urma trecerilor conductelor de încălzire a orașului. Dar mai mult ca atât, la ora actuală mai sunt bani din anul trecut, 10 miliarde care au fost repartizați pentru instalațiile de apă și canalizare pe 1 mai și în zona Habitatului. Deci sunt proiecte, banii sunt în așteptare. Deci urmează licitația care trebuie să facă firmele care vor câștiga pentru execuția acelor lucrări. Consider că, după părerea mea, în proporție de minim 80%, 90% trebuie să realizeze din ceea ce ne-am propus. Chiar dacă facem cu cantitate mai mică. Ar fi sub, doar pentru beneficiul cetățeanului. Am ajuns cu voia dumneavoastră și la rubrica finală a întâlnirii noastre de astăzi, informări, interpelări, sesizări, comunicări. Prima dată s-a luat în discuție adresa numărul 209 din 23-5-2007, emisă de către Societatea Apollo. Privind concesionarea terenului aferent terasei, ce a fost dobândită de licitație publică de la executorii de Dăbărești. Am urmat această cerere pentru a intra în legalitate cu această terasă, pentru că în prezent s-au constatat diferențe între terenul concesionat și terenul existent, terenul aferent construcțiilor. Am avut o conciliere cu reprezentanții primăriei la data de 22 mai și cât nu am avut posibilitatea să finalizăm toată documentația privind extinderea construcțiilor, noi solicităm amânarea acestei discuții la următoarea ședință. Toate lucrările care s-au executat acolo la LAC au avut în vedere un contract. Contractul prevedea, deci concesionarea, să realizeze lucrările toate din întreținerea parcului. Vreau înțeles că acum contractul de întreținere a parcului nu mai funcționează, nu mai este valabil, să nu știu ce s-a întâmplat. S-a schimbat cel care a concesionat prima dată, dar celălalt a luat toate obligațiile de rezolvare această problemă. Ori dacă nu funcționează acel contract de realizare a lucrărilor prin deținere, trebuie să intre proprietarul de acestea, pentru că este un dezastru, să spunem așa, acolo, pentru că este și Casa de Cultură la Prospiere, tot ce înseamnă circulație, tineret, care este, sunt pădării, nemătrate aliele, deci ceea ce înseamnă întreținere de parc. Noi am avut o întâlnire la sediul primăriei pentru concilieri. Sunt probleme care le-am discutat și cu domnul ei. Am solicitat niște acte care să le prezinte, deci nu sunt în posesia lor.
Este bine ca dumneavoastră, dacă aveți și alte nelămuriri, să le ridicați ca la următoarea întâlnire, ca dumnealor, ca să facă prin stare să prezinte un răspuns la această problemă. Întâmplarea a fost că am participat la licitație și prima condiție care a fost la ținerea licitației a fost exclusiv într-acea zonă, fiind vorba de un parc. Cel care va câștiga licitația pentru perioada de concesionare nu are dreptul să vândă băuturi alcoolice. Deci fiind parc, fiind o zonă de blocuri, fiind o zonă cu copii, nu se poate amesteca cel regimul de cofetării cu regimul de... S-a scris asta în caietul de sarcini. Da, de și jurista SC Apollo o solicitat înainte de a se discuta sau în timpul discuției acelui punct, să o solicitat o amânare. Și eu, în calitate de consilier, ținând cont că am fost prezent în sală când solicitat concesiunea pentru acel lac, să nu se vândă băuturi alcoolice. Deci, ceea ce vedem că a devenit un restaurant și a spus să aducă caietul de sarcini, ce prevedea ca să funcționeze într-acel loc și ce funcționează. Nu mă amestec referitor la concesiune al terasei, este, cum s-ar spune, în curtea SC Apollo. Dacă solicit, am să fiu de acord ca să concesioneze, să-ți desfășoare activitatea, poate e nevoie chiar și parcul și asta să revină cât mai mult acele societăți, dar revin la ceea ce am spus și o spun fără nicio cutării, pentru că frumos a fost expus în caietul de sarcini, într-acel loc se va vinde numai produse de cofetării pentru copii. Bun. Deci creșme cred că sunt destule și atunci vreau să spun că nu s-a respectat ceea ce când s-au făcut vânzare sau concesiune, când este vânzare și s-au concesiune. În afară de litigiul pe care societatea Apollo l-are cu primăria municipiului Rădăuț privitoare la anumite datorii referitoare la concesionarea acelor suprafețe de teren, exploatarea lor și așa mai departe. S-a discutat astăzi în ședință despre curățenia în parc ca o obligație a celui care a concesionat acest parc. Vedeți, eu nu știu... N-am participat la concesiune, nu știu care au fost termenii contractului între cel care a câștigat parcul și lacul și ulterior SC Apollo. Dar se circula între oameni un angajament pe care l-ar fi luat cel care a concesionat pentru întreținerea parcului. În ce măsură e adevărat sau nu, nu vă pot spune. Oricum, în momentul de față, parcul nu arată deloc bine. Deci, atenția se îndreaptă exclusiv către zona aducătoare de profit, aș zice eu, sigur, care oferă servicii, dar oferă și recompense. Timp în care parcul, care este în vecinătatea casei de cultură, unde foarte mulți tineri își petrec timpul liber, e lăsat în grija, nu știu cui. Da. Oricum, probabil că în instanță sau pe calea amiabilă acest litigiu se va rezolva și sper din toată inima ca să fie rezolvat în beneficiul cetățeanului, pentru că e frumos să avem un oraș curat și în care toată lumea să-și desfășoare activitățile, în primul rând, legal. Și adresa din partea Consiliului Național Bucovinei se referă tot la semaforizarea intersecției acoperite cu calea Bucovinei, dar se poate pus în prioritate, chiar la jucărarul. Și o chestie separată. De asemenea, vă rugăm să ne sprijiniți în asfaltarea începutului profesiei Curtea B a liceului în acțiunea de înlocuire a țărilor de apă caldă și termoficare. Amintitul de cupărări efectivă datează de 2005. Aș ruga acum domnul Bebe să ia în considerare și să dea și vremea. Scurt, și la subiect și am chiar și are mai multe. Curtea Bebe. Domnul președinte. Domnul președinte, dacă se poate consulta, domnul Bebe și-a dat consulta, domnul Bebe, 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 domnul. Deci tot ce se spune la proiectele acestea este un lac, nu se poate circula pe aleile la blocuri. La intersecție, în loc să luăm exact strada, aleea de strada stadionului, aleea, strada dincolo de Casa de Cultură,
și toate toate traseele. Deci se este popor asfalt mai înalt, tot ce se adună pe popor nu preia gaigele și se revase în aceste alei de la bloc. O altă problemă și nu văd aici și o pun ca problemă, nu știu ce o să se întâmple, poate trebuie să facem o întâlnire sau un raport de partea poliției comunitare, în Egele Oreacă e eficientizată activitatea comitetului poliției comunitare. Are acum deja un an, doi ani de când funcționează, trebuie să asigure, să spunem așa, în limita competențelor care are, siguranța cetățeanului. Am în vedere, în primul rând, în ceea ce privește păstrarea bunurilor pe care le plătește primăria, spații verzi, bănci, coșuri de gunoi, care se distrug în profesie, nu se găsește niciun responsabil. Și alte asemenea distrugi nu văd prezența agenților noștri comunitari în comunitate. Vrem până la urmă ajungem și prin cimitir și cu totul ajungem și la cimitir. Am constatat personal câteva probleme difuzate și de mass media locală și anume disfuncții în administrarea cimitirului Rădăuț și vă sesizez următoarele. 1. Mașinile circulă nestingherite prin cimitir. Este semn cu accesul interzis la intrare în cimitir. 2. Urmane de gunoaie care nu au fost transportate din cimitir, mai ales în partea nouă a cimitirului. 3. Este nevoie de containere pentru aruncarea gunoiului și care să fie ridicate periodic. 4. Este necesară o pompă sau o fântână în partea nouă a cimitirului pentru udat flori, mai ales ținând cont și de zilele călduroase. Și 5. Necesitatea de mai multă supraveghere. Am discutat cu diversi cetățeni care au solicitat chiar să plătească o taxă, dar cimitirul să arate mai frumos. Rog ca cine administrează cimitirul să prezinte în ședința următoare un raport cu cele sesizate și soluții de rezolvare. Și 2, o altă întrebare, care este stadiul demersurilor pentru rezolvare problemei sala de sport care este trecută în evidențele grupului școlar Andronic Motrescu? Punem punct întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru participarea în dezbaterea de astăzi în cadrul emisiunii Stop Cadrul Rădăuțean privitoare la ședința Consiliului Local. Mulțumesc dumneavoastră și telespectatorilor care au avut răbdare să ne urmărească pe timpul emisiunii și vom veni în studiul la dumneavoastră de câte ori ne invitați pentru ceea ce facem împreună, facem pentru cetățean. Multă sănătate, la revedere!